Da. Bună ziua tuturor! Vreau să vă mulțumesc în primul rând că ați răspuns pozitiv invitației mele. Bine ați venit la Primăria Municipiului Roman. Cred eu un partener de încredere și sper ca și pe viitor, în aceeași formulă, să avem o colaborare cât mai bună. Am organizat în ultimele două săptămâni o serie de dezbateri publice cu mai multe categorii socioprofesionale și a sosit momentul să mă întâlnesc cu mediul de afaceri, un pilon important al comunității noastre, pe de o parte pentru că plătiți dumneavoastră ca și persoane taxe și impozite la Primăria Municipiului Roman, dar pe de altă parte și prin prisma activităților, afacerilor pe care le administrați, plătiți taxe și impozite și de asemenea oferiți și locuri de muncă. Și cred eu că împreună Primăria Municipiului Roman și dumneavoastră ca și oameni de afaceri vrem să facem cât mai mult bine pentru oamenii din municipiul Roman. Așa cum bine știți, Primăria Municipiului Roman nu poate interveni cu investiții în domeniul privat. Nu avem o lege a hobby-ului, însă eu cred că împreună, prin dialog, putem rezolva totuși câteva probleme punctuale. Vreau să vă asigur că în continuare Primăria Municipiului Roman va veni în sprijinul dumneavoastră, al mediului de afaceri, atât cât ne permite legislația și bugetul pe care îl avem. Îmi doresc să fim în continuare parteneri, așa cum spuneam, să ne semnalați problemele care se ivesc, să ni le aduceți la cunoștință. Chiar am instituit, începând cu acest an, un număr unic la dispeceratul poliției locale, acolo unde pot fi sesizate toate lucrurile care nu sunt conforme la nivelul municipiului Roman, plecând de la un banal iluminat public, un bec, la iluminatul public care nu funcționează cum trebuie și până la acte, situații de urgență sau chiar acte de vandalism. Și acest număr îl vom promova în continuare cât mai mult pentru a deveni cât mai cunoscut pentru toți cetățenii municipiului Roman. Bugetul municipiului Roman se apropie de final, construcția lui se apropie de final și cât mai curând va intra într-o dezbatere publică și ne dorim ca în urma analizelor pe care le-am făcut împreună cu celelalte categorii socioprofesionale, cât mai multe din discuțiile pe care le-am avut să se regăsească în bugetul din acest an. Toate întâlnirile pe care le-am avut, am solicitat să fie prezentă și presa pentru o mai mare transparență și pentru a aduce la cunoștința opiniei publice că toate categoriile socioprofesionale sunt implicate în viața municipiului nostru. Aș vrea să ne cunoaștem, deși mulți dintre dumneavoastră ne cunoaștem foarte bine, să ne prezentăm, să spunem instituția pe care o reprezentăm și problemele pe care punctual Primăria Municipiului Roman le poate rezolva în area dumneavoastră de competență și de activitate. O să începem din partea stângă și trecem pe la fiecare, astfel încât să ne cunoaștem cu toții și să ne spunem problemele noastre. Vă mulțumesc! Presa, nu? M-ați luat prin surprindere să vorbesc eu primul. În primul rând că această întâlnire cu oamenii de afaceri mi se pare o întâlnire de an nou. Ca să ne spunem bună ziua. Că nu este nicio tematică. Nu știu ce aș putea să spun. Vocabularul folosit până acum este arhicunoscut de atâția ani de zile. Cam același lucru s-a spus la fiecare întâlnire cu oamenii de afaceri.
Dar mare lucru nu s-a întâmplat. Într-adevăr, singurul lucru este că ne cunoaștem și mai bine. Ce pot să spun pe viitor? Lucruri pe care le-am mai spus și când am fost președintele Organizațiilor Întreprinderilor Mici și Mijlocii. Am militat pentru această organizație patronală din 1978, de 98. Am avut și realizări, însă, datorită faptului că în România clasa politică nu și-a dorit și nici nu-și dorește în continuare organizații patronale, pentru că deranjează foarte mult, nici nu s-a putut face multe lucruri. Am avut chiar și eșecuri foarte mari care m-a făcut să-mi dau demisia de la organizația patronală, cu căderea economică în care mediul privat nu a fost ajutat cu nimic. Și au intrat în insolvență o grămadă de firme, au rămas oameni fără case, fără business, fără neveste, fără... nu mai spun. Și eu acuz clasa politică la nivelul ăsta. Da, bineînțeles, când am venit să fac acuzații, dar părerea mea este că dacă se dorește să facă ceva și să țină cont de mediul de afaceri, aici, la Primăria Roman, trebuie făcut ceva, o organizație sau barem o reprezentanță a oamenilor de afaceri din Roman și un birou la primărie care să se ocupe de problema oamenilor de afaceri. Pentru că noi știm din experiență, cel puțin eu, din experiența anilor, că niciodată nu o să primarul nu mai are timp. Viceprimarul, nici el. Că toți au o grămadă, vor avea o grămadă de probleme din funcționarea sistemului de la primărie. N-ai când să stai de vorbă cu oameni de afaceri. Și așa, ca să stăm de vorbă printre uși sau cu cunoștințe sau când mă întâlnesc eu cu Lucian la vânătoare, astea nu-s perspective pentru dezvoltarea mediului de afaceri. Și mă uit pe aici că sunt destui oameni care fac afaceri de foarte mulți ani, oameni pricepuți, oameni care au trecut prin greutățile fantastice de mari ale societăților comerciale și care nu au reușit niciodată, când au avut cazuri, să se plângă undeva, să poată să se reorganizeze, să primească un ajutor din partea primăriei, pentru că n-ai cum, neavând niște probleme care trebuie, în primul rând, trebuie făcut un plan de perspectivă în care să vezi dacă există posibil să închegi o relație între primărie și mediul de afaceri. Cum ne-ar ajuta acest plan de perspectivă și nu planuri mari, ne gândim. Ați spus că nu puteți face investiții în mediul privat. Este adevărat. Este adevărat. Dar puteți să faceți investiții în care să ne întrebați și pe noi, în care să ne ofere altă perspectivă de afaceri în domeniul ăsta. Da, n-am fost, cel puțin eu, n-am fost niciodată întrebat sau dacă am participat la toate proiectele care s-au făcut de dezvoltare a Romanului și bineînțeles, am fost invitat la prima ședință, am mai fost invitat la a doua ședință când am pus niște întrebări, la celelalte n-am mai fost invitat, pentru că erau incomode, că firma de, a fost o firmă de la ea și nu știu pe unde, care, după câte știu eu, cam era a doua oară când făcea aceste programe. Și n-a reușit să-mi dea niciun răspuns. Niște funcționari care au făcut după, au făcut planurile astea de dezvoltare pe mediul lung ale municipiului Roman, după anumite tipicuri, după niște propuneri făcute de administrații. Dar aceste chestii, dacă vrem să dezvoltăm comunitatea cu ajutorul oamenilor și a oamenilor de afaceri, trebuie făcută cu consultare permanentă. Permanentă și din toate mediile de afaceri. Din toate mediile de afaceri. Pentru că, indiferent de firma pe care o ai, că e mai mare, că e mai mică, că ai 100 de oameni, că ai 3 oameni,
Problemele sunt cam aceleași. Pentru că problema de bază este să ai de lucru și să poți să-ți plătești oameni. Că plătești 3, că plătești 200, e același lucru. N-ai bani să plătești 3 oameni, ai pierdut firmă. Ce să vă zic, mi-aș dori să începem o lucrare în asta cu primăria, în care să putem avea și noi, nu știu, poate nu știu eu, iese un birou al oamenilor de afaceri în primărie și un funcționar pregătit în care să venim să întrebăm, să punem probleme, să le aducă la cunoștința consilierilor, a primarului. Aveți așa ceva? Nu este. Nu, e bine. E bine că aveți pentru cerșetori, pentru țigani, pentru nu știu ce, femei bătute și asta este foarte. Asta e foarte bine. Dar pe noi când ne bateți tot timpul. Noi n-ar trebui să avem noi un reprezentant, ne spune, băi, iar ne-a bătut primăria asta. O scos la licitație și au venit lucrări și au venit de la Cernavodă și lucrează. Ce faci? Mai ai licitație? Nimeni n-a zis că, deci, de parte de mine și mă cunoașteți, să începem să falsificăm licitații. Dar o conlucrare mai bună cu primăria, cu organizarea acestor licitații, cu proiectările, că, din păcate, proiectele care se fac sunt de proastă calitate. Și la proiecte de proastă calitate, cine au întâietate? Au întâietate inconștiența aia care vin cu prețurile cele mai mici. Acum s-a schimbat sistemul de licitație, este punctaj, dar așa la un proiect prost, bineînțeles că vine unul și dă un preț rapid, urmă, atâtea probleme aveți după ce se execută lucrarea, că nu le execută, nu sunt conforme. Și de conformitatea acestor lucrări, vrând nevrând, trebuie să renunți. Ce-ți faci? Te judeci cu el și nu mai termin lucrarea când curge apa pe stradă sau... Asta este. Sunt de înțeles astea. Dar în rest trebuie să deci, după părerea mea, la o altă etapă de dezvoltare a relațiilor de primărie cu oamenii de afaceri. În toată lumea asta dezvoltată, eu nu zic că nu, politicul nu contează. Dar nu la nivelul ăsta, de jos. Politicul este la politica pe care o face strategic. Dar la nivelul de jos, cei mai tari în comunitate sunt oamenii de afaceri. Și în special, întreprinderea asta micuțe. Ansamblul de întreprinderea micuțe. Am fost, în toamnă, am fost la, în august, invitat la o firmă, oarecum similară ca a mea, numai că avea o cifră de afaceri de 120 de milioane de euro cu reprezentanțe și firme deschise în Hong Kong, în Singapore. Ce aveau ei acolo? Dar obiectul principal era tot realizarea conductorilor preizolate, obiecte de instalații, foarte interesant. Și m-a dus acolo și mi-a arătat implicarea firmei în comunitatea locală, ce-a făcut comunitatea locală. Toată lumea vorbește de protecție. Știți ce protecție au austriecii ăștia pentru firma asta? E o singură firmă producătoare de conducte preizolate. Și în România noi suntem în concurență 6. Acolo și în licitații. Deci, n-a pătruns nicio firmă producătoare de conducte preizolate din lume. Niciodată. Și toate lucrările sunt câștigate la licitație. Și vorba aceea, există nemții lângă ei, Izoplus. Nu. Acolo este o strategie națională făcută de guvern. Depinde de legislația asta, vă i-am spus. Dar nu, dar le-am mai explicat licitații care le-am mai explicat. Au ei un sistem, nu-l spun nou. Și sistemul ăsta este de protecție, care l-au toate țările. Noi de ce noi ne ducem să licităm în Germania? Ne-am dus și noi la o licitație în Germania, și ne-au trimis o hârtie, că erau mai multe lipsuri decât acte care le... Dacă n-aveam dungi, dacă aveam dungi prea multe... Ei, deci dacă nu trecem la această protecție, că sunt soluții, să ne protejăm firmele locale aici, pentru că până la urmă bugetul ăsta local îl faceți cu noi. Așa este, am spus chiar de la început.
Eu vă spun personal, eu dau 100.000 de euro pe an, contribuție la primăria Roma, numai așa, grosomodă, nu mai spun salariații și cu asta. Și nu n-am lucrat de 3 lei în orașul ăsta. De ce să stau eu, îmi pun întrebare, de ce să stau eu cu firma în Roma? Și să știți că mă bate gândul, nevastă mi-a spune că am un nebunit, nu stau liniștit că acasă la pensie, plec cu Fleandra. Da, am niște pământ pe aici, în jurul Roma, cât e să fac o, mai ales sunt și programe europene, să-mi fac o hală și să mă mut de aici. Mă duc mult la Gădință. Să vedeți că vine primarul la Gădință și acasă și dă mâncare la pui, numai să mă duc. Da, domnule, vă mulțumim mult. Bună ziua la datul meu, mă numesc Popa Toadă, reprezint firma Mega Fashion. Întâlnirea de astăzi potrivește ca o mănușă, de fapt, tematica ei, ați anunțat-o, nevoile mediului de afaceri. Sunt timp imens, ar trebui să faceți vreo 2-3 zile sau 2-3 săptămâni. Dar încercăm să ne rezumăm la câteva din ele. Noi, chiar zilele astea, firma noastră ne-am mutat într-o locație nouă, într-o fabrică, care am construit o vreme cu câțiva ani, locație care este undeva în zona Ion. Cineva a zis la un moment dat ce cauți acolo. Cineva din primărie. Cu toate că nu avea de ce să-mi spun așa ceva, pentru că eu sunt în clasa 1 la taxe, impozite pe teren, cât și pe clădiri. Deci eu trebuie să fiu acolo ca în centrul orașului. Vis-a-vis de chestiunea asta, Banatul este o stradă care mi-a spus și vreau să vă aduc aminte că acolo trebuie intervenit. Sunt niște găuri între roata, se pierde roata acolo. Ați spus că va fi covor asfalt. Îl așteptăm cu nerăbdare. Tot în ideea în care noi ne relocăm acolo, suntem cam 50-60 de oameni în zonă și nu știm ce posibilități am avea pe transportul local, microbuze, trasee, cum putem proceda. Probabil că o să mă puteți direcționa către cineva care să mă poată ajuta în sensul ăsta. Poate să discutăm punctual în funcție de zonele de unde trebuie aduse persoane. Pe mine m-ar interesa ca descărcare pe zonă. Da, într-adevăr, și un traseu. Da. O altă chestiune legată tot de ceea ce a spus, în arealul nostru mică, dacă ne extrapolăm și ne uităm mai de sus, problemele sunt mult mai multe și mult mai mari. Nu știu câți dintre colegii mei, îmi permit să spun așa, că suntem colegi de suferință, mai ales acum simțim din plin că este vorba de început de an și, cum spunea domnul director, plătim, dar nu facem nimic. Deci noi nu mai plătim acum taxe, impozite, orice, numai nu primim. Nu. Cred că sunt multe probleme legate de reevaluare clădirilor. Și aici cred că politicul până acum nu are treabă. Noi vorbim de Consiliul Local, taxele și impozitele la Consiliul Local. Sunt 1,5% la nivelul Romanului, nu? Da. 1,5%. Vreau să vă spun că începând de anul trecut s-au schimbat niște tabelașe la Nevar. Și am avut surpriza să mă duc la reevaluare cu niște clădiri. Și am văzut acolo că mi se dublează aproape valoarea acelor clădiri. Nu știu dacă este o chestiune normală, ca într-o situație de piață reală, se pot susține pe o tabelă că atâta costă un metru pătrat de clădire, când ea, dacă o construiești, nu costă atât. Este exact ceva genul cu taxa aia care se impune la notariat când cumperi un apartament, este o taxă care trebuie să plătești. Ceva de genul ăsta este. Însă, chestiunea respectivă ne afectează extraordinar de mult, pentru că efectiv aproape se dublează taxa care se va plăti impozitul local, de 1,5%. Da, ca să vă răspund punctual, aici noi mergem întotdeauna pe valorile minime impuse de codul fiscal, niciodată nu am trecut peste valorile minime, iar într-adevăr ceea ce spuneți dumneavoastră ne-a mai fost sesizat, însă din păcate Anevalul este o instituție independentă și legea prevede obligativitatea reevaluării acestor clădiri la fiecare 3 ani de către un evaluator autorizat. Noi nu putem interveni peste evaluator să-i impunem o anumită
Corect, așa este, nu ține de dumneavoastră, ține într-adevăr de mediul politic, pentru că Nevarul ține de ANAF, ANAF-ul ține de o instituție a statului, care stat este din România, nu trăiește pe altă planetă, nu este metru pătrat altfel acolo decât aici, deci ar trebui să se realieze la ceea ce este realitate în România. Deci, da, trebuie să dea mai multă libertate evaluatorului și nu să... Exact, exact. Pentru că reevaluatorul îmi spune, domnule, efectiv nu pot, pentru că lângă tine am, uite, un coleg a reevaluat cu atât. Eu nu pot să spun și arăt, domnule, uite, e cărămida, cum e, uite cum e stâlpul, sau e o baracă metalică sau ceva. Nu poți să-mi spui că o baracă metalică costă 100 sau 120 de euro pe metru pătrat. Care e și cu rugi. Mă rog, sunt detalii. Dar oricum este o problemă cu care ne confruntăm și care, îți convins, cine nu s-a confruntat până acum și are imobiliar în proprietate, în momentul când va face reevaluare, va avea o foarte mare surpriză. Asta vă spun că eu am fost foarte surprins, neplăcut. O altă chestiune care, zic eu, că interesează comunitatea noastră și locală și a unor de afaceri, avem o investiție foarte mare făcută în pietonat. Și este făcută cu sacrificii, cu banii de la comunitate. Este o investiție însă care, cum să vă spun, dacă avem un izvor și lângă izvor nu așezăm o pietricică, nu punem o iarbă, nu facem nimic. Degeaba pietonalul ăla funcționează, eu știu, dintre astea, de pompe funebre. Deci, eu în pietonalul ăla, eu vreau să aduc lumea să se relaxeze, da? Că de asta e pietonal. Activitățile care sunt de masă se fac în continuare în centrul Romanului, cu toate că pietonalul și concepția și gândirea lui, știu că când a făcut o extindere, a trebuit să mă duc la Bacău, unde era proiectantul, și să cer o aprobare și mi-a spus că trebuie să pun o balustradă de inox acolo, că așa trebuie în proiect. Corect. Punem balustrada de inox, dar cine pune mâna pe ea, că e pustiu pietonalul? Deci după... Deci, e păcat de câți bani s-au cheltuit acolo, nu are nicio valoare în momentul de față. Decât faptul că avem pe cineva la barieră și ne stresează 20 de minute, 20 de minute. Nu încomodăm pe nimeni dacă trecem cu mașina pe acolo, pentru că n-ai pe cine. Nu este. Nu este pieton. Deci, părerea mea că ar trebui acolo cumva gândit la firmele care au spații adiacente, făcut o înlesnire sau pentru anumite activități care ar putea aduce oamenii în zonă, făcute înlesniri fiscale ca să poată să se dezvolte un anumit mediu acolo. Știți foarte bine că noi în trecut am diminuat tarifele pentru închirierea teraselor în pietonal, tocmai pentru a veni în sprijinul agenților economici din acea zonă. Am mai organizat și anumite târguri în pietonal, tot pentru a anima acea zonă. Dumneavoastră aveți perfectă dreptate și, din păcate, în acest moment, din punct de vedere economic, în pietonal nu există o foarte mare fluență de clienți, însă noi sperăm ca odată cu finalizarea tronsonului 4, care se va întâmpla în acest an, ulterior, încetul cu încetul, să creăm cât mai multe evenimente în pietonal, astfel încât să-i redăm atracția acestei zone. Mai este o chestiune care cred că ne ajută pe toți. Nu atât comunitatea de afaceri, cât și efectiv comunitatea cetățenilor din Roma. Avem două poliții în Roma. Poliția locală și poliția națională. Vreau să vă spun că eu, ca și cetățean al Romanului, am sesizat aceste două instituții ca șoarecele cu pisica. Deci, domnule, nu colaborează din nicio formă. Deci eu am fost pus într-o situație în care, agresat fiind în trafic rutier, am cerut ajutor prin 112, am fost îndrumat la poliție, la poliția Roman, deci un ofițer de serviciu, a început să se contrazică cu un coleg, nu știa cui să mă paseze, ci că, domnule, dar nu ți-a zgâriat mașina, înseamnă că e la tine. Dar nu l-a lovit, înseamnă că e la tine. Totul întâmplându-se sub o cameră de la vedere. Nici unul din cei care erau îmbrituiți să ia o măsură, n-au spus, domnule, există o cameră de la vedere, hai să vedem ce e acolo. Și apropo de camere de la vedere, vreau să vă spun că am avut incident în trafic. Și am apelat pentru că s-au cheltuit niște bani pentru acele camere.
Am apelat la poliția comunitară, s-a spus să fac o hârtie în scris, da? Am făcut acea cerere, mi s-a dat răspunsul și cu toate că, cum să vă spun, din răspuns evident a fost greșeala, a fost confirmată, da? Nu s-a luat nicio măsură împotriva respectivului. Mi s-a mai spus și că între timp s-au șters imaginele, pentru că au 30 de zile pentru răspuns. Mi se pare ireal ca să ai o cameră, să ai o problematică atunci și în loc să fim prompți, lăsăm să treacă un timp în care deja poate respectivul poate s-a și dus, s-a mutat, a plecat în altă parte. Deci, cred că ar trebui să colaboreze mai mult. Noi, cetățenii, ne-am simțit mai în siguranță dacă ar fi această colaborare mult mai bună între cele două poliții și dacă am putea să apelăm la acele camere rapid. Adică, domnule, mi s-a întâmplat ceva. Am fost în pericol. Da? Deci plătesc taxe și impozite. Sunt cetățean al Romanului. Păi, haideți să mă apărați, nu? Cumva. Nu mă apără nimeni cu 30 de zile răspuns la o cerere. Da. Și încă o chestiune și închei, îmi cer scuze, poate am fost prea lung. Spunea și eu dau dreptate la domnul director. Deci, cum președintele american zice, cumpărați produse americane, da? Zicem și noi să cumpărăm produse românești. Haideți să cumpărăm și produse romașcane. Deci, ideea este că noi nu ne ajutăm unii cu alții. Suntem în diverse domenii, dar nu relaționăm între noi. Unul se duce și ia carne, nu știu, din alt oraș sau de la metro sau... Noi avem ce ne trebuie aici. Avem și haine, avem și țevi, avem și construcții, avem și instalații, avem de toate. De ce nu colaborăm între noi? Cred că în mediul ăsta local ar trebui, poate asemenea, întâlniri să fie făcute mai des, să ne cunoaștem problematica și să ne cunoaștem ceea ce putem și unde putem să ne ajutăm unii cu alții. Și încă o chestiune, până acum toată lumea spunea prețul cel mai mic. Nu, vedeți? Deja acum începem și alegem. Domnule, nu prețul cel mai mic. Este prețul și calitatea. Și plus, în afară de asta, eu știu incontersul ăla care spune preț, modalitatea de plată, termen de livrare, da? Și condiția de livrare. Și calitate. Plus calitate, garanții și tot. Da? Deci sunt cele patru plus garanția. Deci astea, dacă le facem între noi, eu cred că putem să facem o treabă foarte bună în Roma, care e un oraș foarte frumos și trebuie să-l facem mai frumos. Exact. Să-l facem și frumos în afară, dar și înăuntru. Așa este. Da. Mulțumesc. Vă mulțumesc mult. Bună ziua la toată lumea. Mă numesc Nicolae, reprezent firma Panevada. Probleme multe nu ar fi, suntem nepregătiți, că n-am știut că intrăm într-o discuție mai mare. Vechea conducere ne-am înțeles foarte bine, a fost scăroși cu noua. Eu fac parte și din vechea conducere, dar nu e un problem. Da, nu știu de ce este continuitate. Așa, sperăm să avem înțelegere și de noua conducere. Poate ocazia să fim mai pregătiți la întrebări. Fără nicio problemă și vă așteptăm de fiecare dată când aveți probleme. Da. Actuale, nu-i nicio problemă. De, da. Mulțumesc. Mulțumesc. Mă numesc Doboș Năzărel, reprezint firma Sece Patirom. Am 25 de salariați. Probleme deosebite nu am. Și ne luptăm de zi cu zi ca să plătim tot ce trebuie plătit. Așa e corect. Vă spun la mulți ani. Și să avem un an mai bun și să fie plat și fără probleme. Mulțumesc. Probleme, cum a spus și domnul Amelia Hășu, cu impozitarea bazelor, sunt că există niște distorsiuni aici. Și m-aș referi la faptul că, un exemplu, avem trei terenuri de tenis de câmp, impozitul pentru trei terenuri de tenis de câmp e 15.000 de lei pe an. Acum, zic,
Cred că e descurajant pentru alți investitori, pentru cine vrea să mai investească, să facă ceva de sport. Poate pentru hobby, pentru profit, nu. Pentru profit oricum, clar, că nu ar fi de sub profit, nu. Nu s-a la nivel la care să aducă profit, dar... Mai cu siguranță, sigur. Dar... Cred că pentru un oraș, pentru o comunitate, e bine să există și amenajări sportivilor, dacă... o primăria nu are fonduri suficiente să construiască o parte. Prin modul ăsta de impozitare nu e stimulat nici mediul privat să se investească. Eu vă spun sincer, dacă aș fi știut dinainte cât va fi impozitul, nu construia, fără discuție. Așa acolo se antrenează o grămadă de copii. Da, bine, exact. Vin copii din cartier. Am organizat competiții. Știu, am salutat, am început chiar de... Vin și tenismet de valoare. A fost mare scopină. Acum bine se antrenează ăsta în carul. Cred că aici ar trebui revizuit cumva. Pentru genul ăsta de activități. Da. Da, depinde acum pârghiile legislative pe care se dau. Pentru că noi avem o serie de facilități pe care le-am adoptat pentru investiții, care stau la îndemâna Consiliului Local, dar sunt celălalt de reglementare de vot fiscal peste care din păcate nu se întâmplă. Procentul de 1,5% nu este stabilit de Consiliul Local? Nu. E minimul stabilit prin votul fiscal. Consiliul Local are la dispoziție posibilitatea de a-l majora, ceea ce n-a făcut niciodată. E mai bine legislație, nu știu cum se impozitează. Conform codului fiscal, deci noi ne raportăm la codul fiscal. Dar am avut întrebare, am toată aprecierea pentru proiectele care se fac pentru Consiliul Local, fondurile europene au fost atrase fonduri importante. Mai că n-am văzut niciun proiect care să vizeze zona aia de la rampa. Adică este în planul pus sau pun, nu știu cum, e o pasarelă la rampa acolo, încă de vremea lui Ceaușescu, în anii 70. E acolo, în fiecare plan care apare, dar nu s-a făcut niciun proiect care să vizeze, știu eu, construcția în următorii 5, 10, 15 ani a unei pasarele acolo. Pentru că traficul în zonă se lucrează rău la multe ore. Mai ales că acolo trece cu șosea europeană, cred că e unul dintre puținele locuri pe parcursul DN2 unde se cedează trecerea. Adică cei de DN2 trebuie să cedeze trecerea. Se blochează drumul. Bine, acolo e și datorită faptului că există riscul mașinile să rămână pe trecerea de care... De-aia se întâmplă. De-aia zic că ar trebui și gândit un proiect, nu știu, pentru o pasarelă. Bine, proiect a fost. În anul 70-80 a fost un proiect. Nu mai știu de ce. Ne gândim și acolo. Aia, un alt lucru, am citit în ziar acum, o săptămână, nu? O declarație, nu mai țin de cine a declarat, că nu mai sunt salariați în Roman și că pentru investiții orașul Roman e cam terminat, pentru că nu mai este forță de muncă. Aici, cred că n-ar fi foarte masă declarații, pentru că la urmă forță de muncă se poate aduce. Când cei din vest aduc forță de muncă de peste tot, și aici la urmă aduce. Aia, orașul nu se poate dezvolta dacă nu vin oameni din alte părți. Și oameni, salarii din alte părți. Și pot aduce, dacă vin societăți care investesc aici, societățile astea se descurcă să-și aducă oameni din alte părți. Pentru că și noi ne aducem oameni și din județul Botoșani, și din județul Vaslui. Asta e. Îi recrutăm, le dăm cazare, le decontăm abonamente sau... Da, noi va trebui să sprijinim în continuare orice investiție privată care se poate. Cred că nu trebuie să declarați în genul, domnule, în Roma nu mai sunt salariați, nu mai se pot face investiții. Pentru că, bun, poate era un caz particular, că la TRV găsesc mai greu, au găsesc mai greu. Dar asta nu din cauza că nu sunt oameni, ci din cauza că nu sunt oameni care să vrea să lucreze în mașină de cusuri. Problema asta ne confundă și noi, da. Nu toată lumea cum să lucreze la mașină. Pentru 10 oameni, poate 2 îți bun să lucrezi la mașină. Adică sau nu vor să lucrezi acolo și sunt oameni cu scoare. De-aia cred că nu trebuie să descurajăm alți. E corect.
SRC. Nu sunt pregătit pentru că am atat de această întâlnire cu un sfert de oră înainte de începerea ei. Și am fost surprins la intrarea în sală să observ că mare parte din oamenii de afaceri invitați sunt ori persoane politice din actual administrație sau din post administrație sau chiar firme care au contracte în primărie într-o formă sau alta. Și că există un număr foarte mare de firme roman, administrate de oameni care poate intră în primărie o dată pe an când își plătesc impozitele. Și vorbim de firme cu angajați mulți, oameni care probabil nu au aflat de această întâlnire și care cu siguranță au probleme. Nu aș putea să vă zic că am eu personal probleme, eu am biroul în centru, zona e foarte bine amenajată, nu am obiecții, dar sunt sigur că pentru cei care au firme cu mai mulți angajați la periferie sau la marginea orașului, pe lângă aceste impozite pe care le invocau domnul dinaintea mea, care sunt destul de mari, dar nu sunt stabilite de primărie, ci de codul fiscal, e o problemă și faptul că accesul în acele zone nu este foarte bun sau nu e pe măsura impozitelor pe care le plătesc. Și atunci eu aș recomanda administrației locale să se orienteze spre viitor, spre amenajarea acestor zone în care există firme mari, vorbim, cum zicea domnul Teran, vorbim de zona Abator, deja încep să se dezvolte firme și s-ar putea eventual extinde și rețeaua de utilități mai la pare de cer sanit, pentru că și pentru că opozitoare est se vor dezvolta cu siguranță afaceri cu timpul. Și o altă chestie, zicea domnul că forța de muncă nu este o problemă, pe cum să contrazic și pentru mine nu e o problemă, că nu am nevoie de oameni care să știe o anumită meserie, dar există și am trebuit care au firme de cumpărie, PVC, de cumpărie de lângân, și nu găsesc specialiști. Având în vedere că instituțiile de învățământ sunt în subordinea primăriei, s-ar putea lucra un pic mai mult la dezvoltarea școlilor profesionale. Învățământului de tip profesional, pentru că asta. Aici să vă contrazic un pic, în subordinea primăriei nu sunt instituțiile de învățământ, doar ca și clădiri patrimoniul aparținând primăriei municipiului Roman. Primăria achită doar utilitățile, procesul educațional ține doar de Ministerul Educației Naționale. Și dacă vă aduceți bine aminte, acum câțiva ani când s-au închis școlile profesionale, noi chiar am avut o reacție foarte vehementă vis-a-vis de acest lucru și, într-adevăr, dumneavoastră aveți perfectă dreptate că duce în lipsă de specialiști. Pentru că acești specialiști, din păcate, nu mai au cadrul instituțional în care să se pregătească. Mai nou există acest sistem dual de învățământ în care o parte din elevi se poate face practică în anumite instituții economice, astfel încât la finalizarea școlii să dobândească o anumită calificare. Da, am observat că s-au în România există, dacă nu înșel, două școli asistente destul de mari. Nu există nicio școală de tâmplare, nicio școală care e multe specificări. Bine, nu e vina primăriei, dar ideea este, poate dintre cei dintre oameni de afaceri de direcție, se gândește cineva să dezvoltă afaceri în direcția asta. Aici e greu din punct de vedere educațional. Știu că la nivelul Institutului Ionescu de la Brad existau două clase, cred, una pe topografie și cadastru și una pe mecanici utilaje, care să educe generațiile de șoferi de utilaje, mecanici de utilaje, agricole și nu numai. Sigur că aceste activități trebuie continuate, trebuie identificate colegii de profil care să creeze și alte tipuri de meserii. Știți ce ar putea face administrația locală pentru a stâlni interesul copiilor spre meserii practice, să dezvolte, nu știu ce cercuri mai sunt la ora actuală la Clubul Copiilor, am fost activ în Clubul Copiilor acum 20 de ani, când era vremea mea să particip la activități acolo, dar s-ar putea face, dacă nu există, s-ar putea face cercuri de activități din acestea manuale, deci de muncă manuală pe diverse domenii, pentru a le stârni copiilor interesul pentru aceste activități.
Nici poziția ta la cuvântul. Tot la manuale de ștabile. Vă spun cu regret, nu e extraordinar. De personal, dacă aș avea un copil de 9-10 ani, nu l-aș lăsa iarna să meargă la un cerc cu activitatea la bancă la 6 seara. Zona e mentă de supravegheată, dar între mine este anonajat cu teatru. Deci, clubul copiilor se va muta cât de curând lângă fosta școală 2. La zona respectivă mă refer, da. Să știți, la zona respectivă mă refer. E o zonă care se poate insista un pic mai mult pe siguranță. Bun, acolo putem să luăm în cal. Da. Ok, Împărtășesc toate problemele pe care le-au spus întrebătorii mei, așa cum am spus. Cred că continuare că cea mai mare problemă a noastră, a mediului de afaceri, este lipsa personalului calificat. În sensul ăsta, eu personal am firma. Am avut niște proiecte comune cu două din liceele din Roma pentru a ne dezvolta personalul. Numai că aici apar foarte mari probleme cu transportul elevilor la practică și de la practică apar foarte mari probleme cu acea acreditare a RACIP pe care foarte multe licee spun că nu o au pentru anumite meserii. Și cred că aici poate ar fi mai bine să implice primăria și Consiliul Local, în special în transportul elevilor de la liceu, la locul de practică și înapoi. Pentru că în toate contractele devine obligația noastră ca să-i transportăm și ne asumăm toate riscurile pe acest parcurs. Și aș putea să mai precizez că sunt și într-o a doua calitate aici. Să-i spun domnul Țară Lungă că patronatele la nivelul județului Neamț au fost reînființate pe noua lege, eu fiind vicepreședinte. La Roman avem până în prezent 13 membri a patronatelor. Patronatele întreprinderilor mici și mijlocii sunt afiliate la Consiliul Național pentru întreprinderile mici și mijlocii care acționează reprezentativitate națională în toate consiliile de dialog social. Vă invit pe toți cei care sunteți prezenți aici să vă afiliați nouă. Iar toate problemele întreprinderilor mici și mijlocii care sunt la nivel național și care vă puteți să le găsești la nivel local au fost scrise într-un document pe care se numește domnul primar, preună cu o cerere ca să ne pună la dispoziție un sediu. Și sperăm într-o colaborare mai bună de viitor. Mulțumesc! Când a fost înființat? 2014. Nu s-a activitat. N-am auzit. S-a Bună ziua, sunt Jean Absu, reprezent Societatea de Dezvoltare. Mă bucur că sunt aici, în primul rând. Mulți de aici cunoaștem de mult, de 20 și ceva de ani. Eu, sincer, nici eu nu aveam ce pregătesc, pentru că eu, de când sunt aici, absolut, după Revoluție, am cunoscut pe toți primari care fost și care nici nu sunt alături de mine și pe o întâlnire de ziua. Prima dată, cred că zic așa, care se trebuie așa să punem problemele. Problemele sunt, au fost și să fie toate. Așa, pe mare, și eu sunt de acord și acest domnul Sărar Lungu, mi se pare foarte corect să avem aici un birou, ceva reprezentat cineva și cum a avut și tot primarul și anterior, sintezi, adică primarul care este ocupat cu multe probleme și mai sigur să ajungem mai ușor și din cineva, tot până se bate nu știu să spunem acolo și că sunt pe cineva care vorbește cu noi. Eu văd problema aici, de când sunt aici, cea mai mare problemă, nu vreau să fiu de la poliție, nu fac parte niciun partid, am fost invitat, am fost debat, nu mi se pare corect, pentru că nu mi se pare, România încă nu este educație de nerazbunare, zicem așa, face o parte politică de așa și invers. Tot timp așa am fost. Eu văd problema altfel, pentru român, tot politicienii care am fost aici reprezentant la guvern, zicem așa, absolut tot care am fost acolo, n-am făcut niciodată nimic pentru român, eu vorbesc. Restul ăștia nu mă interesează, este aici. După cum știți, eu simt foarte bine aici, sunt romașcan, am putut să merg multe ori din România, sunt mai mult decât orașul ăsta care e mic, nu-mi place aici cum este așa. Este o comunitate mică, dar problemele sunt, cum am zis eu, mi se pare cea mai mare problemă, trebuie să punem toți oamenii de afaceri și
alături de primarie și oameni care iubește Roma, cel puțin, punem mințele la contribuție să oprim plecarele astea pe tineret care termină liceul. Cei care termină liceul nu are opțiune în Roma. Ori mergi la facultate mai mare, la orașe mai mari, sau mergi la cei care n-ar bani, mergi la muncă. Aici trebuie să facem ceva, pentru că mi se pare, vii să deschizi o fabrică de 1000 de oameni, aia rămân acolo până la pensie, aia nici nu contribuie afară de ceea ce e salariul și cheltuiește curentul, gaz și mâncare. Dar când reușim să facem ceva ca să atragem de la orașe mai mic, de lângă noi aici, la Roman, și câteva care, banii aia care vine copiii aia să faci ceva, tot rămân banii aici oraș, vine cumpără o gumă, cumpără un suc, să faci sport cu 1000 de oameni, nu ești. Să fiecare beneficie de lucrul ăsta. Aici e o mare problemă și trebuie să facem ceva. Eu merg cu idee, unii spune că nu se poate. Când se vor, se poate orice. Când se pune mâna, mâna și gândim împreună, se poate orice. Și altfel, România asta ajunge mai rău decât Pașcan. O să-i observați pe mine, care sunt, trăiesc aici de 96, zic așa. În momentul ăsta, eu nu cred că sunt în România asta mai mult de 40 de oameni, dacă se număram și nivelul celui și mai mult de 45 de oameni a rămas. Este cei de 10 și 45 nu sunt plecat în oraș. Și noi trebuie să beneficiam și mai mult de oameni astea, care nu sunt, să pleacă. Și ca paranteză, problema mea, eu personal, dacă tot am venit așa, vreau să aici transmit la domnul primar. Singurul oraș din România, știți că eu sunt la domeniul activitate sportului și nu știu cum am făcut și turnee națională, ca paranteză, aici vreau să spun că am făcut o turnee națională atât de primărie și consiliu local. Eu nu cred că vreodată am fost vorbit la nivel național de Roman, trei zile a fost național, continuare, s-a fost 8 meșuri directe, a făcut totuși reclamă de Dumnezeu pentru Roman, s-a primit reclamă de afară, care romașcan plecat m-a fericit din punctul de vedere asta. Cea mai mare problemă este eu că singurul oraș din Roma, din România, pardon, care are primărie terenuri și pune la dispoziție să creeze. Aici, cum a spus colegul cu terenul tenis, mai mult decât atât, eu am pus la dispoziție terenul cu contractul SRJ cu Roma, în votul, zicem așa. Toți sunteți din Roma și cunoșteți terenul așa cum era înainte și eu jucam acolo înainte. Eu, dacă am înțeles bine, nimeni, niciun copil nu face la suprafața de înainte, niciun educație fizică. Acum invit dumneavoastră când este, se permite când e cald. Generațiile care crește, aproape până acum, dacă nu greșesc, a 7-8 generație care crește și face sport cu condiții normale și bune, cu banii care investi eu acolo. Mai mult decât atât, pe mine efecteze foarte mult făcând terenurile care sunt așa și mai de primarie la atelier, pentru că nu pot să concurez cu primarie din mai multe puncte de vedere, că acolo e altă discuție. Punct. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Geamă Negra este numele meu. Reprezint societatea comercială 10 ani. Factorul de obiect de activitate este comerțul cu țeavă. Poate din colegii noștri invitați să mă cunosc. Îi salut pe stăci și nu numai, pe postei de sală. Vreau să vă asigur că vă foarte scurt. Voi puncta anumite aspecte legate de activitatea din 10 ani și aici voi viza piața care, din păcate, se confruntă cu o lipsă acută de comenz. Sigur, vizez piața națională, din păcate, la nivel local, în Roman, afacerile societății comerciale 10 ani au fost de dimensiuni foarte mici. Chiar dacă o să mă amendez ZCN-ul, vreau să îl salut pe domnul Țară Lungă, care colaborează cu noi de la înființarea firmei, de 20 de ani, de când suntem în activitate și sper în continuare să ne acorde aceeași încredere, pentru că, așa cum bine spunea și un coleg de-al nostru, trebuie să luăm în calcul nu neapărat prețul cel mai mic, ci din potrivă să avem în calcul calitatea produselor noastre, termenele de livrare și, nu în ultimul rând, valabilitatea ofertelor. Sigur, mai sunt în sală ca să nu greșesc și anumiți oameni de afaceri care n-au avut în vedere cu nici comenzi. Una din
problemele urbinoase cred că constă și în închiderea capacităților de producție la ArcelorMittal. Nu trebuie să ne lamentăm. Am pierdut trăgătoria. Aici, incluzând o gamă de produse de circa 25-30 de produse. De asemenea, de câteva luni de zile, capacitatea la laminatul de 6 țoli s-a închis. Acum 20-25 de ani eram undeva la 10.000 de angajați. Spun eram pentru că am făcut parte din acel colectiv, dacă termenul este retroactiv. Și asta nu face decât să mă onoreze. Spuneam că angajații ArcelorMittal se cifrează până într-o mie. Nu știu să vă dau exact. 700 aproape. Ceva de genul ăsta. Dar în ciuda acestui fapt, noi suntem aici, în Roman, așezați pe o poziție propice, aș putea spune, din punct de vedere al comerțului. Și așa cum remarcau câțiva din colegii mei, este bine să colaborăm mult mai mult. A colabora mult mai mult, știți bine că înseamnă să putem avea continuitate. Așa cum îmi spuneam, interesul nostru este să vizăm în continuare piața internă, să prospectăm, să găsim noi clienți, în așa fel încât să ne putem menține pe piață. Domnule primar, vreau să vă adresez o rugăminte și să vă anunț și să vă dau o veste bună. Există o investiție privată, spunea domnul Chiriac, de zona Nicolae Bălțescu, în curbă, lângă Mora, acolo se va înființa un sens generator, fără investiție de la bugetul local. Noi am pus la dispoziție terenul, am și concesionat. Sigur că și GCA nu a acceptat să se ciupească, între ghilimele, în mică parte din în beneficiu teren, tuturor. Pentru, mulțumesc pentru fluidizarea zonei și implicit pentru creșterea valorii terenului în zonă. Aș dori să vă implicați în măsura în care puteți și vă permite bugetul pentru a avea o extensie în rețeaua de canalizare, domnule primar, întrucât canalizarea se duce undeva până la Mora. De la Mora în jos, acolo unde există un teren propice pentru a dezvolta afaceri, nu avem această facilitate sau această utilitate. Am înțeles. Vă mulțumesc. E în regulă. Aceasta a fost doreanța mea. Mulțumim. Bună ziua tuturor, eu nu Pricope este numele meu, administrez Societatea Comercială Pristin, societate ce are ca obiect de activitate transportul de persoane. O parte dintre dumneavoastră mă cunosc. Vă mulțumesc, domnule primar, că fac parte și eu astăzi din lista dumneavoastră de invitați. Nu am o problemă majoră pe care să o supun atenției dumneavoastră și pe care să o dezbatem împreună. Mă declar mulțumit până în prezent de colaborarea pe care am avut-o cu administrația publică locală. Sper să facem pași uriași și în continuare cu toții, nu numai o parte, ci să ne bucurăm din ce în ce mai mulți dintre noi, să ne bucurăm de progres, de realizări și așa cum spuneau și ceilalți vorbitori dinaintea mea, sunt momente când, într-adevăr, avem o mare nevoie de sprijinul și de implicarea dumneavoastră și sunt convins că o să puteți să faceți față cu succes la cât mai multe solicitări din partea noastră. Vă mulțumesc! Bună ziua tuturor! Mă numesc Mircea Mergoiu, administrez o societate mică de produse naturiste, comercializarea și fabricarea produselor naturiste. Și aș vrea să vă reamintesc aici că noi toți, întreprinzătorii mici, suntem dominați de acel cod de conduită și etică a întreprinzătorului, pe care aș vrea să-l subliniez. Un capitol din acest cod este faptul că noi, întreprinzătorii, avem o colaborare cu autoritățile publice locale.
în dubla mea calitate, și aceea de întreprinzător, și aceea de a face parte din Consiliul Local în Roman, deci în Autoritatea Publică Locală, pot să vă asigur că viitoarele noastre proiecte care se vor dezbate în Consiliul Local vor ține cont de această colaborare care este intrinsecă între Autoritatea Publică Locală, instituțiile statului și noi, de parte că suntem și colegi de suferință, cum s-a spus aici, în afaceri. Și această colaborare va duce, sunt convins, că pentru buna implementare a viitoarelor proiecte pentru Romașcani și pentru bunul mers al societății, al orașului. Vă mulțumesc tare! Bună ziua, mă numesc Eugen Boș, reprezint firma Fondul din România. Eu am ascultat foarte, foarte mare atenție ce spun colegii mei, dar vreau să vă spun că sectorul privat în țară este aproape încenunchiat. Dacă nu recunoaște lucrurile astea, e problema fiecare. Din păcate, eu ca și constructor depind în foarte mare măsură de investiții, private sau de la autoritatea locală. Este o foarte mare problemă faptul că se fac licitații. Eu nu doresc să spun, trebuie să respectăm 10%, dar nu trebuie să mai mergem pe aceste licitații cu prețul cel mai mic. Avem exemple, nu cred că e cazul să vă spun, în care s-a licitat la preț cel mic, s-au făcut lucruri de foarte proastă calitate. Acest lucru, pe noi care vrem să facem și lucruri bune, ne-au scos din competiție. Eu de asta v-aș propune, dacă sunteți de acord dumneavoastră, doamna viceprimar, care felicit, convocați oamenii politici din neamț să stea de vorbă cu noi, să ne asculte. Pentru că, vă mai dau un exemplu. Când știți o licitație, ai un proiect pe care nu poți să-l execuți și la nivelul constructorului sunt foarte mari probleme. Și intri într-o situație absolut în care presa bună dreptate vine și trage de gât, fiecare face tot felul de probleme, nu cred că e cazul să ne mai ascundem. Dacă vreți să facem lucrurile, haideți să punem punctul pe ei. Eu nu cunosc în detaliu bugetul la Roman. După păcate, n-am avut timp să studiez. Dar făceam un studiu de caz anul trecut și am văzut că, cu tot respectul pentru cei care nu pot să muncească, dar eu am rămas absolut siderat de faptul că sunt foarte mulți bani care se dau pentru nemuncă. Dumneavoastră vorbeați de faptul că nu sunt oameni, nu vor să muncească. Asta e adevăr. Pe de altă parte, un om de calitate, un om care este bun meseriaș, nu poți să plătești cu mine pe economie. Trebuie să-i dai un salariu bun. De unde? De unde dacă se face prețul cel mai mic? În care ajung să licitez o lucrare la 7 lei ora manufera. De unde scoți un salariu de 5-600 de euro? Aici cred că este problema pe care cineva trebuie să ne asculte. Dacă vrem să facem treabă, nu vrem. Asta este. De asta eu cred că noi alte probleme. Eu cunosc aici, și salut pe toți colegii mei, dar cunosc constructori care știu meserii. Noi suntem profesioniști. N-am auzit ca cineva să ne întrebe pe noi, băi, fraților, să demolați o clădire, monument istoric, sau nu-i monument istoric, este de o valoare locală. O dăm jos. Ne-a întrebat cineva ceva? Nu. S-a făcut, s-a dat drumul la treabă. Ok, e legat, nu comentăm. Dar vreau să vă spun că în Roman se fac lucrări neautorizate. După modificările care sunt la legea calității, este obligatoriu să fie lucrările, să fie conform legii. Se fac lucrări. Iar noi care suntem, știți care e un paradox? Noi care suntem cu firme, avem prețurile mai mici ca cei care lucrează la negru. Dar există o mentalitate care spune, nu lucrez cu firma pentru care plătește foarte multe taxe și nu crește mie valoare. Dar nu e adevărat. Asta, eu cred că v-aș ruga, dacă să vă faceți un obicei, din punctul ăsta de vedere, să ne chemați mai des să vă consultați cu noi, pentru că noi suntem oameni care suntem implicați în romanul ăsta și vrem să mergem înainte. Eu nu vreau să merg înapoi, Doamne ferește, dar n-am un control, pentru că eu pe o piață concurențială care devine din ce în ce mai, aș spune, chiar violentă. În condițiile date, nu știu dacă la anul sau peste 25 ani vom mai fi o parte dintre noi în aceeași, la aceeași masă. Mergați, vă mulțumesc. Da. Mulțumesc.
Bună ziua! Levăr de Ștefan mă numesc, administrator financiar Sistemul Distribuție Tabac. Mă declar mulțumit de colaborarea până în prezent cu autoritățile locale. Pentru probleme deosebite, pentru a ridica în acest moment, nu văd și... Vă mulțumesc. Vă mulțumesc în propriu privire. Foarte mă cunosc. Am 80 de angajați. Activează de alimentație publică. Ce problemă ar fi? Am văzut în ziarul de ieri, la articol, dat de domnul primar, pentru modernizarea pieței romane. Ar fi un lucru foarte bun, pentru că toate cele bune făcute, hidrocentrală, opăritoare, școli, dar să avem și o piață modernă și să fie un comerț civilizat. Și aș mai propune corpul de clădire, unde este carmangeria la piața Magdalena, carmangeria Rogna și celelalte magazine, ar putea fi modernizat și ca o soluție. Și din banii noștri să participăm și noi cu parte din bani, făcut pe un cadru metalic și avem acolo ca model TCE3 braț. Un magazin foarte frumos, model făcut, să aibă aceeași chestie făcută în lungimea vârstă. Eu cred că clădirea foarte veche, foarte canalizată. Monument, cred că e numai celălalt din clădirea administrativă. Nu a fost tăiat în față și făcut o spădere făcută din cine cuvânt. La piața centrală sunt două monumente. Da. Unul este unde este hotelul Peții, iar piața centrală mare este monument istoric, este lucrare făcută cu un proiect de Gustave de Fer. Deci este foarte important. În piața centrală eu n-am văzut un plan de sistematizare a întregii zone. Acolo este o aglomerare de tot felul de clădiri. Piața Brenței și acum un puz. Ok, și atunci permiteți să vă recomand să lucrați cu o persoană care este atestată Ministerul Culturii, care are o viziune de ansamblu a toate zonei de acolo. Deci, da. Mă scuzați că intervin aici, da. Nu știu dacă vreodată a fost o discuție pe tema pieței, să sistăm șoseaua aia, dom'le. Nu există. Eu n-am văzut nicăieri în țară, în lume, o piață în care se treacă mașinile pe mijloc. Dacă aveți planul de dezvoltare a pieței, că aveți în spate, la unde e piața, unde e centrală, aveți zona aia din spate, faceți piață pentru romanul ăsta, nu pentru roman, vine și Bacău. De ce căutăm să investim tot pe chițămielile alea care sunt acolo? Deci, eu zic că, haideți, de ce nu faceți o dezbatere publică? Chiar o să facem, pentru că acel curs, cu siguranță, va fi supus unui dezbatere publice. Și noi chiar gândeam acolo, dacă e, o subtraversare pentru mașini. Asta, Lucian, asta e să faci o subtraversare cu o grămadă de bani. Nu mai bine faci o piață modernă cu banii ăștia și lași piața acolo. În spate, Miron Costin, în partea altă, sunt spații să faci și parcări, să duc omul să stea acolo. Este parcarea asta supraterană, foarte bună, care poate fi extinsă când rămâne locul gol acolo. Nu știu, s-au făcut, eu de când, după Revoluție, dacă este să căutăm în arhive, să vedeți că fiecare primar a băgat bani în piața aia. Unul a făcut o coșmerie de termopane, alții de metal, alții, toți au băgat bani acolo. Dacă luăm și facem un calcul la cât s-a cheltuit acolo, se făcea o piață la noi cu lifturi din alea, ca prin străinătate de sticlă. Ce să cărăm cu lifturile? Păi da, ca să duci, eu vreau să-mi cumpăr brânza de la etajul 14, ce să văd și roman. Acum, ideea că e să respectăm proporțiile. Sigur că eu sunt foarte indicat, sunt specialist atestat din Ministerul Culturii pentru a face un plan urbanistic zonal. Și foarte bună ideea dumneavoastră că atunci când avem deja o schiță, deci până să fie finalizată asta, să mai purtăm o discuție împreună pe această investiție, pentru a găsi soluțiile. Deci poate fi în calcul, de asta zic, să vorbim cu... Domnul Borșcăs, monumente, le lăsăm acolo, facem niște hotelașe frumoase acolo. La gândiți-vă ce frumos ar arăta piața aia, care v-am spus că are valoare intrinsecă, să facem acolo o activitate, eu știu, care ține istoria romanului.
suntem într-o clădire care este alubistat de fel, proiectul lui. Cine știe de lucrurile astea? Ca să nu fac, să nu fiu rău acum, dar n-am încotro, în care ani anteriori s-a mutilat clădirea aia. Era clădire, știm foarte bine, Stințelul Mașcani, era din cărămida forțuită, asta, care era lucioasă și care s-a dat cu var. Iar jos am pus o progresie care nu are nimic. Și alte, eu cunosc cazul că m-am fost în țară, sunt primării, mă iertați, care își doresc să aibă asta ceva. Noi aveam la îndemână și am mutilat. Da, facem, eu așa zic, cel mai bine, dar înainte de a fi finalizat acest puz, da, să-l mai supunem o dată ca să vedem, găsim cea mai bună soluție. Putem într-o aceeași un consiliu de lucru făcut din constructori, din specialiști, din istorici. Sunt de acord. Și în care fiecare și dracu să propună ceva. Supraversarea subterană înseamnă din nou scări. Este foarte scurt. Și scubă, dar scări, domnule, că toată lumea zice că mă duc cu metrou, mă descurc și mă duc cu metrou, merg cu metrou. Da, acolo, ca să mergi cu metrou, tata, ai trebuit să ai picioare, nu? Dacă ai 70 de ani, păi dacă câte scări cobori și urci în asta, păi nu mai este, mergi pe jos, domnule. Aici, iarăși, ca să faci o traversare subterană, păi ai cel puțin 20 de scări la coborâ și 20. Nu, mă veneam pentru mașină. Dacă îmi permiteți la o subtraversare subterană, acolo se pot face multe locuri de parcare. Și de parcare se poate ridica cu lift direct în piața, în nou amenajat acolo, în zona. Deci, se poate face ceva funcțional modern. Clădirea în care funcționează acolo este veche, tavanele sunt din stup. Nu am mai modificat, dar mai pus alte chestii. Canalizările nu se cunosc, dar nu se știe ce acolo e clădirea. Și nu e monument. Nu e monument că a fost tăiat din el și făcut și de altcineva în față. Dacă era monument, nu tăia din el și făcea altă clădire. E un monument. Și să o facem ca idee, să o facem pe partenerial, privat. Să pună și primăria măcar să facă proiectul, să facem prin schelet metalic frumos, să știu, dar ceva, să iese exact cum e clădirea la TC3 Braț. Cu geamuri mari, cu să fie altfel de comenzi. Dacă planul de dezvoltare va fi pe partea cealaltă, dacă planul de dezvoltare a pieței se va face unde e piața cu clădirea veche, acolo rămâne loc unde poți să-ți dărții, să faci și magazine, să faci ce vrei tu, din sticlă. Dar cu lucru, dacă îmi permiteți. Deci, eu cunosc un cerătare, cunosc persoane care fug de ideea asta de a pune în valoare un tunel. Pur și simplu, las-o pe la acopere și gata, spune nu știu eu. Și ne trezim că vine un investitor în care se trezește la un moment dat că dă pisici tunelul și spune, băi, încotro, ce fac eu acum? Ați duce pe unul la bancă, dați-o rău. Dacă nu spune, la BCR, mă duce să vedeți cu asta. Rego, mulțumim. Bună ziua. Mă numesc Iuganu Mihai, reprezint firma SimSF SRL Roman, ca obiect de activitate comerț cu gaze tehnice și comerț cu amănunte. Ca și probleme, ce să vă spun eu, au fost ridicate de antivorbitorii mei. Una care mă nemulțumește mai este cea cu privire la impozitarea clădirilor. Dumneavoastră spuneați, domnul primar, că e 1,5. Sunt total de acord. Dumneavoastră știți ce reprezintă 1,5 în comparație cu niște evaluări? Pot fi de acord că pot însemna sume mari în funcție de valoarea la care se raportează. Dar eu vă repet că e minimul stabilit de codul fiscal pe care noi aplicăm, sub care nu putem coborâ. Eu sunt de acord, dar poate sunt anumite soluții sau se vor găsi soluții pentru a se diminua această... Atunci, dacă tot vom organiza o dezbatere cu parlamentarii și cu dumneavoastră oameni de afaceri, putem să le propunem lor că stăm la îndemâna lor. Modificarea codului fiscal care poate fi. Eu n-am nicio problemă. Din punctul nostru de vedere, aveți toate deșirile, așa cum am spus. Noi întotdeauna am stat numai pe valorile minime. Da, sunt de acord și apreciem lucrul ăsta, dar rețineți că acel minim de 1,5% tot este robitor pentru firme. Depinde de baza de calcul care se folosește. Deci Anuvaru a făcut niște tabele dintre alea în care m-a întrebat pe nimeni și nu s-a pus problema că într-o economie de piață care nu știu dacă chiar duduim, nu știu chiar dacă ne prăbușim, dar care este într-un echilibru instabil, și-au construit niște bugete
bazate pe aceste evaluări. Exact. Pentru că altfel nu există nicio explicație ca să poți să vezi o asemenea creștere. Deci ca să crești baza de calcul, să o dublezi aproape. Deci eu am clădire care aproape s-a dublat la preț. Eu nu mi-aduc aminte la imobiliare domnul Samson, da? S-au dublat prețul apartamentului în Roma. S-au dublat, dacă depinde de ce. Da? Deci este o piață care, cum să vă spun, baza respectivă de calcul, v-a zis, este ireală. Și de acolo apar aceste anomalii. Și 1,5 într-adevăr, poți să-l pui la 1 leu sau poți să-l pui la 10 lei. Și atunci reprezintă... E, nu, dar această bază de impozitare s-a făcut cu scopul de a eficientaliza spațiile. Pentru că sunt foarte mulți care au cumpărat spații foarte mari, foarte ample, și nu le-a dat, nu a ales soluția cea mai potrivită pentru a face afacere acolo. Le țin goale. Ei, într-o economie de piață, dar știți că de câțiva ani de zile s-a modificat și legea stocurilor, că erau oameni care țineau stocuri acolo și e obligat. Acum numai că dacă ai stocuri, plătești. Așa și la spațiile astea, ai spațiu excedentar pe care nu-l folosești. Asta este ca o inițiativă să găsești tot timpul ca om de afaceri, să găsești soluții. Să folosești aceste spații cât mai bune, bine, și să aduci și plus valoare. Ei, aduci plus valoare? Acest 1,5 nu va mai însemna nimic. Dar sunt o grămadă care au o grămadă de spații, nu le dau nicio utilitate. Dar o să le strice până la urmă, pentru că acum s-a schimbat legea. Toate spațiile peste 600 de metri pătrați trebuie dotate cu sisteme de prevenție la PSI. Pentru activitatea de funcționare la spații mai mari de 600 de metri pătrați, îți trebuie din nou avize de la mediu. Avize de la mediu nu îți dă până nu ai planurile refăcute ale clădirii și expertize tehnice. Și să vedeți că nu mai stă lumea cu o grămadă de depozite și asta nefolosite, hale nefolosite și să plâng când plătesc impozite, că să le dărâme. Sau să facă ceva acolo. Da. La un spațiu ca să poți să scoți din aceste taxe care găsești pe unul, bă, am din 600 de metri pătrați, îmi trebuie 300 restul, hai să găsesc pe unul care să-i dau acolo 20 de metri pătrați să facă o activitate. Ați văzut câte spații sunt din chiriat? Știți cât este pe metru pătrat în Roman? Știți că nu se pot dărâma anumite clădiri? Domnule, domnișor, ați crezut din chiriere. Poate vine unul își parchează o mașină acolo. Vrei să-l vezi? Nu este niciun... Sunt spații. Am văzut spații care sunt la vânzare de bani de zile. Sunt. Deci o piață înghețată. Toți cei care sunt mulțumiți de valoarea acestui impozit de 1,5% și zic că e valoarele sunt prea mari, dumneavoastră, și nu, deci nu vreau să intrăm într-o contradiscuzie. Dumneavoastră ați vinde imobilul despre care discutați la valoarea stabilită de anevar sau ați vrea mai mult? Dacă l-ați scoate mâine la vânzare. Este valoarea pieței care stabilește. Deci vreau să vă spun că după anevar, dacă este clădire construită și are utilități, indiferent cum arată pe dinăuntru, are același preț cu o clădire construită, zidită, cu utilități și așa cum este aceasta da, în care suntem acum. Da, într-adevăr, cu eficiență, de exact. Eficiență, de amenajare. Atunci, despre ce vorbim? Dar oricum, taxele ne înfurie pe toți. Dar fără taxe nu putem să facem nimic. Deci ne dorim toți să trăim. Să plătim, dar să nu plătim atât de... Mihai, eu știu care este durerea ta și știu durerea mea. Noi să ne rugăm să ne dea de lucru. Că noi asta știm să facem, să muncim. Că nu taxele ne omoară. Ne omoară faptul că plătim taxe stând degeaba. Nu, mai este și concurența neloială, cum spune. Păi, asta nu mai inspectorul ANAF care se vadă, bă, ăla construiește un balcon. Are ăla, îi firmă sau cine ăla? Ăla plătește taxe? Eu n-am auzit în ultimul timp să spună despre noi privații, domnule, oamenii ăștia au și e dreptul. Doar pe piața asta românească este sectorul privat. Să te simți băieți. Există oarecare mentalitate pe vechi, de regulă, cine s-o privatizat, au făcut toate zile. E așa sunt asimilați, nu ne mai ajunge, nu-i mai sate. Acum s-au schimbat cu parlamentul, hoții să facă la mine. La guvern, nu în parlament, nu băgăm tot parlamentul.
Poate lipsa de notoritate nu ne deranjează atât de mult, pentru că deranjează concurența, nu neapărat nevoie, diferențe între firmele multinaționale și cele autohtone. Nu este vorba de România, domnul Boș, pentru că eu activitatea nu mă desfășoară în România, am și remarcat acest aspect. Și am dorit un tratament egal. Sigur că ei se apolez la alt nivel. Nu putem aici, la primărie, în dumneavoastră, să putem la această hotărâre. Dar să știți că există această discriminare așa de care ne duce undeva într-un cont de muncă. Cred că e paradox la nivel național, în sectorul privat, cred eu că activează mai mult de 60% din forța de muncă a României. Nu, sunt 66. Deci 66, există da. Doi angajați la privat și un angajat la buget. Tocmai de aceea, am dat voi, acum cred că sunt la sentimentul tuturor. Tocmai de aceea, din data de 23, statul a închis băncile și a zis, băi, v-ați plătit TVA-ul, v-ați plătit, nu mă interesează. S-a pus în 23 și 24 mica vacanță în care toată lumea a fost pe pârtii, da? A fost pe pârtii? Toată lumea. Deci mic, mini vacanța, da? Toți privați au fost pe pârtii. Nu. Pentru că în 20, după 23 urma 24, în 25 era ce era? TVA, nu? În 23 eu puteam să mă duc la bancă. Ei, n-am putut să mă duc, mă duc dincolo. Da, dar au dat-o după. Au dat-o după. Bun, dar problema asta cu TVA-ul este o problemă care e controversată singură, așa numai, dacă o pui în oglindă. Este lege care n-a fost niciodată abrogată, în care dacă nu plătești TVA-ul, ai penalități. Da. Ei, pentru ce îți blochează conturile și îți ia TVA-ul? Eu o să am de-a face. Nu vreau să plătesc TVA-ul, domnule. Eu vreau să plătesc penalități, să aduc mai mulți bani la ANAF. Este o lege nouă care blochează contul. Poate să fie și altceva, domnul director. Da. Poate să fie o modalitate de creditare pentru dumneavoastră. Corect. Vă asumați niște corect. Și niște corect. Penalități. Atunci ori scoate legea, ori nu mai face. Că ăsta e un abuz. E n-abuz. Eu chiar acum câțiva ani de zile am vrut să închei, să dau drumul la un proces. Am vorbit cu o casă mare de avocatori. Și mi-a spus, ai auzit de războiul de 100 de ani? Asta e unul din numeroasele abuzuri pe care le are statul. Păi, dar dacă dă lege și spune, doar nu plătești pe TVA, o plătești pe NLS. Da, nu, eu să plătești pe NLS. Care-i treaba ta? Dar luând în vedere faptul că nu se, că doar aici e problema, că statul nu reușește să adune banii la buget. Și știți foarte bine că până acum câțiva ani de zile resursa pe care o aduna statul la buget era de 40%. Nu spunea la nimeni și toate se făceau credite. Abia pe timpul Ponta spune ei că ar fi ajuns la 90%, dar acum să mai tăiem puțin din nas. Anul trecut s-a strâns la buget 70%. Deci nu s-a adunat bani la buget pentru că unii trebuie să plătească și alții nu trebuie să plătească. Și acești unii care nu trebuie să plătească sunt societățile statului. Acolo e banii care nu s-a adunat, nu de la noi. Așa e. Mulțumesc. Domnul Gândulescu-Mănesc reprezint societatea din construcții și proiectare pe tine. Mulțumesc nu am pregătit pentru un asemenea discurs. Am auzit la colegii mei că comunii candidate mă frământau și pe mine și sunt foarte bine ridicate. Nu are rost să le reite, dar vrea să revin și să insist foarte mult asupra implicării primăriei în ceea ce privește atitudinea pe care trebuie să o aibă față de firmele romașcane. În același context, noi plătim impozite aici și trebuie ca primăria să știu să aibă în vedere acest lucru, să respecte. Vine în minte acum ce s-a întâmplat și ce se întâmplă în primărie din interiorul Romanului. Pentru că eu sunt constructor, trebuie să umblu ca să-mi caut de muncă. Să știți că o mare parte dintre primarii de acolo, primăriile de acolo, au făcut în așa fel încât serviciile se le ofere, fiind băruași de serviciile de construcții, de construire, deci unor obiective le-au oferit firmelor de acolo.
cred că este o chestiune pozitivă pentru comunitatea lor. De asta nu trebuie să pierdem din vedere că concurența trebuie să existe până noi, iar și nu trebuie să ne dea nimeni din pomană, să ne cheme să construim sau să proiectăm noi pentru că suntem rămași care nu asta trebuie să fie criteriu. Dar în măsura în care noi ne încadrăm în rigorile impuse de primărie, în rigorile impuse de preț până la urmă, cred eu că ar trebui ca primăria să aibă o anumită, știu eu, să fie mai înclinați pentru a le da importanță firmelor din Roman, pentru că ele sunt cele care plătesc impozite. Este simplu, până la urmă, nu vreau să lungesc discuția. Avem birouri de proiectare, avem firme de construcții în Roman, putem proiecta, putem construi. Nu cred că pentru tot felul de construcții trebuie să ajungă la noi niște oameni care, mă rog, nu au de-a face cu comunitatea. Care de altfel au și ei drepturile lor. Da, mulțumesc, tata, da. Da, mulțumesc. Bună ziua, mă numesc Florin Caravagiu, reprezint firma Cadastră din România, firma cu specificii de instalații. Se pare că eu trebuie să se închei. Mai sunt oameni și susțin și aș dori ca primăria să implice mai mult în această poveste cu crearea acestui birou în care să fie cooptați oameni de afaceri. Știu că o să fie greu ca primarul sau viceprimarul să stea totdeauna de vorbă cu oamenii de afaceri să-i adune și pentru noi este greu să ne adunăm într-un număr mai mare. Și cred că totuși un birou ar fi oportun ca noi să ne putem exprima dorințele. În altă ordine de idei, cu domnul Popa am mai discutat povestea asta cu pietonalul. Cu acea terasă care aparține primăriei, și cei care sunt la parter și au spații acolo sunt în degradare. Noi nu putem face nimic pentru că nu putem interveni pe spațiul primării. Da. Sau dacă nu putem interveni, nu putem interveni în niciodată. Începând de anul viitor ne propunem și intrarea pe partea de sus a pietonalului. Anul acesta vom finaliza la tronsonul 4. Deci e luat în calcul și ceea ce este un lucru bun. Și e o idee care se pare că era mai veche, nu știu, nu s-a mai concretizat, în sprijinul primăriei în crearea unui punct de mal la Roma, care a fost, s-a desființat și eu zic că ar fi... Noi la vremea respectivă am pus la dispoziția autorităților spațiu, am pregătit tot ce era de pregătit, din păcate lucrurile s-au purtat la nivel instituțional, la nivelul Autorității Naționale a Vămilor. Deci, din punctul nostru de vedere, moment bun. Noi suntem absolut deschiși pentru acest lucru. Vă spuneam, aveam și spațiu identificat, era o locație foarte bună care permitea și pentru parcarea tirurilor. Zona era în regulă. Dar voi priva această problemă și vom încerca să discutăm cu noi factori de decizie. Mulțumesc. Domnul Petri. Ne prezentăm. Sunteți pregătiți voi. Da, atunci mai departe, domnul. Bogdan Florea, mă numesc, sunt administratorul firmei Bogart Design. Bună ziua la toată lumea și mulțumesc de invitație. Subscriu la toate problemele care sunt și au fost prezentate în această ședință. Nu am nimic de reproșat sau nu am nimic de spus, doar atât ca o sugestie, să zic. Aș vrea ca domnul primar să continue să investească în acele spații de joacă pentru copii. Aș vrea ca ele să fie într-o continuă dezvoltare și nu mă refer aici doar la un topogan simplu. Sunt și au apărut o groază de modalități de joacă. Nu sunt singurul de românul ăsta care merge în alt oraș pentru a ne da cu o tiroliană, care e o banalitate. Ca o altă propunere, aș vrea, și nu ar costa nimic instituția respectiv primăria, să fiu consultat în anumite probleme de spații verzi, de roman. Vine acum în cap un exemplu, aceste tuia care se tot pun în fiecare an pe centrul orașului și în fiecare an se... Nu știu. Nimeni
nimeni, nu m-a sunat niciodată să mă întreb, bune, spune și nouă, care, ce se întâmplă cu adevărat acolo și să nu se mai investească banii aia. Acei bani, m-a spus, se duc în spațiile de joacă. Bun, exemple sunt mai multe, dar cam atât. Ok, vă mulțumesc mult și chiar vă voi invita când vom începe gândirea pentru spațiile verzi să ne facem ceva. Pe poate le pune ăla care pune tu, ea pune și... Da? Și nu ce-o bine. Da. Eu în Ciocan reprezint firma Rosau. Relații contractuale avem cu toți oamenii de afaceri și cu administrația locală. Problemele au decurs bine până la un moment dat. Problemele nu sunt de la noi, problemele vin de sus, de la legislatorul care îl avem și legislația care funcționează, la ce ordonanțe s-au dat și ce pirurile s-au dat asupra noastră ca și costuri pe salubritate. Noi n-am mărit tariful de colectare a deșeurilor de mai bine de 3 ani, de când era salariul minim pe economie 150 de lei. Vă dați seama, acum este 1450, începând de astăzi. Solicitări am propus pentru nou tarif, care trebuie aprobat și dacă nu se aprobă, vom fi puși în imposibilitate de a mai ridica deșeurile, ceea ce vedeți că se întâmplă în multe localități din țară. Fac parte și din Consiliul Director al Asociației Române de Salubritate. Am mers pe rând la guvern, înainte de a se da ordonanța pe ultima zi din anul trecut. Acea taxă, acela 80 de lei la fondul de mediu, pentru a stimula spuneii să efectueze corectarea selectivă. S-a făcut o dezbatere publică până luni. Am depus și noi un amendament, pentru că nu mi se pare corect ca operatorul să încaseze această taxă și să o dea mai departe. Dați seama, noi trebuie să ne certăm fiecare corporație, să îi explicăm despre ce este vorba. Deșeurile sunt proprietatea autorităților locale. Noi trebuie să ne facem activitatea de colectare, transport. Și cum vă spuneam, acest tarif nici acum nu l-am. N-am cerut majorarea lui, cu toate că în anii trecuți, o să spuneți, da, bun, cum v-ați descurcat atunci cu 850 salarii și acum. Am tot reinvestit în utilaje noi. Tot profitul s-a reinvestit și se vede, cred că și în localitate și în comunele alăturate, că am încercat să facem lucruri de calitate. Apar trei mari costuri pentru populația din Roma și din jurul roman. SMIT-ul, acest sistem de management integrat al deșeurilor, nu funcționează. Și v-am spus, problemele de la noi, problemele sunt de sus. Depozitul de la Giro e contestat, se judecă de la licitație de vreo 2 ani. Ca să poată să fie funcționabil, să mai avem unde duce mai, s-a ființat în cadrul Consiliului Județean, serviciul acesta va primi deșeurile așa cum sunt la depozitul Giro. Cu toate că acolo trebuie să ajungă numai rezidual. Ar fi trebuit să treacă prin acea stație de la Corul, care o vedeți acolo, un monument, și rămâne un monument istoric, apropo. Și acele buberi care le ia vântul și tot reașează la locul lor, se degradează, utilaje care se degradează. Deci nu este vina nici a noastră, nici a dumneavoastră, vina este de sus. Încercăm să facem serviciu, să nu rămânem ca Orșova sau ca alte localități care rezolvă la Peruță. Spunându-vă, deci tariful este același de colectare, dar apare transportul la Giro. Transportul la Giro, care vă dați seama pe care am să face și știți ce înseamnă momentul în care mașina nu mai merge în localitate și trebuie să ai cheltuială cu kilometri până între 72 dus întors. Acolo trebuie să mai plătim încă o taxă pentru depozitare, care a fost oferită de Consiliul Județean, să ducem totuși, să rezistăm, să ducem cu noi. Pe lângă acea taxă, mai vine încă 80 de lei pe tonă. Bani care trebuie trimiși la fondul de mediu. Acum, asta se facturează. Pe 25 luni, așa e bine sunt ordonanță, noi trebuie să achităm. Asta înseamnă să aduci bani de acasă, să-i
Dacă nu la depozit, putem mai întâlni și ca să deșeuri. Pe ea, în anii trecuți, după cum știți, să aveți o soluție de bună cu acel depozit temporar, sperând că va funcționa acest sistem de management integrat. Pentru mine nu. Pentru mine nu. Dumneavoastră și alții din zonă știu. Asta se întâmplă și nu vom mai putea depozita în acest depozit. A fost tot pentru evitarea majorării tarifelor. Exact. Bun. Și când scăpăm de groapa aia? Și m-am săturat de ciorile alea. O să mă mănânce 30 pe mine. În momentul în care se licitează zona 2, zona Roman, putem să facem prestația, să trecem prestația transfer de la cordon și ulterior să depozităm doar rezidurile menajere la cazavă. Nu, și este vreun termen, este vreo propunere. Nu depinde de noi. Dar cine? Că și Ionel tot spune de sus. Cine e de sus? Să vedem unde e susul ăsta. Dacă așteptam de la Dumnezeu la pe... Dacă funcționa asta, vă spunea, dacă funcționa și continua licitațiile să fie corecte și să dea drumul la depozitul de la cordon, dar cine e prietenul? Da, Consiliul Județean? Consiliul Județean trebuie scoate la licitație zona 2 Roman. Și de ce nu a scat? Au fost contestații, s-au finalizat contestațiile și cred că trebuie să pregătească din nou caietele de sarcini și le scoate. Ce caietele de sarcini până în 3020, care păi nu, dar acum am înțeles că scot o lege care vor să introducă și licitații de la autostrăzi de astea obiective de interes public. Și nu le mai bagă prin sistemul normal de licitație, ci le bagă prin sistem național, în care se fac alte selecții, nu se mai pot face contestații decât în anumit termen. Ca la cine? Da, dar sunt contestații, de exemplu, la autostrăzi, sunt contestații care de 5 ani de zile. Cam așa stau lucrurile ca prestatorul serviciilor în colectarea și transportul deșeurilor. Da, vă mulțumesc mult. Da, eu zic că a fost o dezbatere bună. Am discutat câteva lucruri. Au fost și lucruri punctuale care țin de primăria municipiului Roman și mi le-am notat și sper ca o parte dintre ele să le rezolv cât mai repede. Așa cum știți cu toții, am o experiență în administrația locală și cunosc problemele importante ale municipiului. Astăzi se încheie și ultima dezbatere pe care mi-am propus-o la acest început de an și după ce voi face o analiză pe toate dezbaterile, cu toate categoriile socioprofesionale, sper să iau deciziile cele mai bune pentru investițiile din acest an. Eu vreau să vă mulțumesc pentru deschiderea pe care ați manifestat-o. Vă promit că vom ține aproape. Ușa administrației publice locale și a mea personal va rămâne tot timpul deschisă pentru dumneavoastră. Accept propunerile, accept și criticile constructive și care să conducă la găsirea de soluții și la rezolvarea problemelor. Vă mulțumesc încă o dată pentru timpul acordat și fie să ne revedem cu bine în activitatea pe care urmează să o desfășurăm fiecare dintre noi și să luăm împreună cele mai bune decizii pentru dezvoltarea municipiului Roman. Vă mulțumesc mult încă o dată!